Bună ziua, dragi cititori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Astăzi, alături de noi, este Andrei Găitănaru, psihoterapeut, istoric al ideilor și vom vorbi despre o carte frumoasă, despre o carte superbă a unui autor foarte iubit și foarte îndrăgit. Este vorba despre Joseph Campbell, istoria și legendele Sfântului Graal, simbol, magie și mister în miturile arturiere. Și am să încerc să vă arăt și coperta cărții la cameră. Așadar, Joseph Campbell, noi am mai vorbit despre Joseph Campbell, o altă carte dragă nouă, este vorba de Eroul cu 1000 de chipuri sau, eu știu, Căi ale fericirii. De data aceasta, Joseph Campbell, istoria și legendele Sfântului Graal, simbol, magie și mister în miturile arturiene. Cred că cumva aceste două cărți, fiind vorba, bineînțeles, și de același autor, istoria și legendele Sfântului Graal și Eroul cu 1000 de chipuri, apropo de călătoria eroului, au foarte mare legătură între ele, în care, bineînțeles, că Joseph Campbell vorbește despre ceea ce înseamnă miturile arturiene, despre mitul lui Parsifal, dar și despre ceea ce înseamnă călătoria aceasta interioară a eroului. O carte care face parte, cum vă spuneam, din această frumoasă campanie, Redefinirea masculinității, și o carte pe care Andrei Găitănaru ne-a mărturisit i-a plăcut foarte, foarte mult. Ce ți s-a părut interesant la această carte, o carte nouă, iată, a lui Joseph Campbell în portofoliul editurii Herald, în colecția Arhetip, și ne dorim în această frumoasă colecție cât mai multe cărți ale lui Joseph Campbell? Ce ți-a plăcut la această carte și de ce ai recomanda-o în egală măsură psihoterapeuților jungieni, pentru că, iată, vorbim despre mituri și despre magie și despre arhetipuri, dar și despre cei pasionați de toată zona aceasta a simbolurilor, a basmelor, a poveștilor? Cred că sunt mai multe motive. Cred că sunt trei, aș zice, motivele pentru care această carte este importantă. Cred că cel din tâi e acela că, propriu-zis, întreaga cercetare a lui Campbell are ca punct de pornire studiile asupra mitului arturian. Propriu-zis, cărțile și studiile acestea reunite în acest volum, Istoria și legendele Sfântului Graal, stau la baza întregii sale cercetări, care a fost mai târziu explorată, de pildă, în Eroul cu 1000 de chipuri. Drumul începe aici, ca atare, pentru cel care este interesat să-l înțeleagă mai bine pe Campbell și să observe care sunt sursele interogației sale, acest volum este foarte important. Se simt aici foarte mult influența a scris Regele și Cadavrul, de pildă, și de care Joseph Campbell s-a ocupat. Au fost foarte buni prieteni în ultima parte a vieții lui Heinrich Zimmer. Anexim a murit de pneumonie. Cei doi erau foarte apropiați și chiar Joseph Campbell este cel care i-a editat lucrările care nu fuseseră publicate, printre care și Regele și Cadavrul. Studiile din Regele și Cadavrul al lui Anexim, se simte acolo prezența lui Zimmer în acest volum. Un al doilea motiv pentru care cred că este important, stilistic vorbind, este mai închegat acest volum. Eroul cu 1000 de chipuri este un studiu extrem de luxuriant. Aproape uneori ai senzația că te pierzi în detalii. Caută foarte mult Campbell să aducă trimiteri care sunt convergente pentru ceea ce el caută, și anume monomitul, adică mitul fundamental care se află în spate tuturor celorlalte mituri, sau în spatele tuturor miturilor, și anume această călătorie a eroului despre care ai vorbit și tu. Pe când aici, în Istoria și legendele Sfântului Graal, totul este mult mai cursiv, este mult mai închegat. Într-un fel, aș spune că este mai ușor de citit.
Campbell este o minte prodigioasă. Este extrem de plin de detalii, face asocieri minunate. But you have to keep up, ca să zic așa, trebuie să ții pasul cu el. În volumul acesta este și o prefață a editorului, care povestește că într-unul dintre contextele în care s-a întâlnit cu Campbell, o săptămână de studii, de fapt, un fel de școală de vară, a asistat la un Campbell care avea 80 de ani și care își începea în acea săptămână dimineața cu o prelegere, exista o pauză de masă, după care după masă o altă prelegere, pentru ca seara să încheie, propriu-zis, într-un context mai informal, dar tot el discutând și tot el vorbind. Și a fost o săptămână întreagă așa, cu Campbell, care vorbea de dimineață până seara, și când la un moment dat l-a întrebat cum de rezistă, cum de poate, Campbell i-a zis că ai nevoie de inimă, totul este de la inimă. Și notează editorul că ține de inimă, spune Campbell, și notează editorul că nu era vorba doar despre faptul că Campbell nota, avea o condiție fizică foarte bună, ci avea pur și simplu o rezistență interioară aparte. Și într-un fel se simte și norocul cu mie de echipă, trebuie să te ții pasul el ca să faci față întâlnirii cu cele 1000 de chipuri ale eroului. Pe când aici, în istoria și legendele Sfântului Graal și în studiile celelalte studii adunate, în continuare ești dus pe o potecă luxuriantă, dar cumva simți mai mult poteca, că e mai clară. Pe de altă parte, detaliile sunt minunate. Adică pentru orice psihoterapeut sau orice persoană care este interesată de acest drum al eroului și ce înseamnă în definitiv drumul eroului. Înseamnă drumul celui care pleacă de la stadiul limitat al unei conștiințe egocentrice către ceea ce în psihologia analitică junghiană se numește inconștient. Adică acel drum care are ca scop integrarea unor elemente din inconștient în conștiință. Pentru asta ai nevoie să părăsești stadiul somnolenței și stagnării unei conștiințe limitate pentru a te duce acolo unde sunt adversități, acolo unde sunt pericole, acolo unde sunt necunoscut, pentru a cunoaște, pentru a primi un nou sens, pentru a-l integra, astfel încât să te întorci înapoi pe tărâmul conștiinței îmbogățit. Această carte este foarte importantă pentru oricine este interesat de acest drum, iar ceea ce spune Campbell foarte sintetizez este că această temă propriu-zis a poveștilor arturiene este într-un fel narațiunea principală pentru Europa Occidentală, în special, care, narațiunea principală prin care a fost transmis acest mit timp de mai multe secole, uneori cu adversități, uneori cu împotriva bisericii. Și aici e important de spus că se simte în acest volum se simte mai pregnant dintele pe care Campbell într-un fel îl are împotriva bisericii. Dar trebuie, cred că, luat cu un grano salis, în sensul că Campbell regretă într-un fel faptul că odată cu instalarea creștinismului, de-a lungul mai multor secole, păgânismele sau cultura păgână a avut de pierdut. Și aici se simte regretul cercetătorului care este conștient de bogăția de sens pe care vechile credințe o conțineau și o aduceau. Cumva uneori simți că are tendința de a sancționa creștinul pentru pierderea acestei bogății de sens. Chit că nu este așa, chit că a fost un proces cumva mult mai complex și care deja se întâmpla, această decădere a păgânismelor se întâmpla înainte de venirea creștinismului. Într-un fel chiar el o spune.
spune. În fond, creștinismul nu este una dintre religiile orientale care venise într-o Europa care începa să se destrame, într-un imperiu roman, de fapt, care începa să se destrame și politic, dar și, și la nivelul credințelor păgâne. Cu toate acestea, repet, se simte puțin un dinte împotriva opresiunii unei religii dominante care devenise creștinismul în special în al doilea mileniu și care uneori a dus chiar la punerea sub surdină a legendelor Sfântului Graal. Campbell spune de în câteva rânduri, vorbește despre acest fapt. Însă, din fericire, cum spune și el, aceste legende nu au fost pierdute, au continuat, au fost îmbogățite, iar volumul oferă exact această extrem de luxuriantă aprofundare a legendelor, explorând toate straturile de sens, adică atât cele precreștine, cât și cele creștine, cât și cele orientale, pentru că Campbell are întotdeauna grijă să arate care sunt sursele, care sunt multiplele redacții, ca să zic așa, care au îmbogățit mitul arturian. Iar trimiterile lui duc până spre budismul oriental, în special în ceea ce privește mitul arturian. Sintetic spus, cred că acestea sunt motivele pentru care cartea aceasta este importantă. N-ar trebui să lipsească pentru oricine este pasionat atât de călătoria eroului, cât și de istoria ideilor, de nevoia de a înțelege cum psihicul europeanului, ca să zic așa, s-a format de-a lungul mai multor secole. Iar pentru cel care este pasionat să înțeleagă ce are de spus Campbell pe această temă, n-aș ști să zic dacă acesta este volumul care trebuie să înceapă. Poate că o mie de echipuri este volumul cu care e de început, atunci când te apuci de Campbell. Dar cu siguranță istoria și legendele Sfântului Graal, acest volum, este de parcurs imediat după. În orice caz, nu este de ratat, repet, fie că ești psihoterapeut, fie că nu, fie că ești interesat de suflet, fie că ești interesat de istoria ideilor, n-ar trebui să lipsească. Aș încheia discuția noastră cu o mărturisire, să-i spunem, de credință a editorului lui Joseph Campbell, un editor de altfel foarte, foarte erudit. Este vorba despre Evans Lansing Smith, care spune în felul următor: l-am auzit pentru prima dată pe Campbell depănând povestea lui Parsifal la lumina lumânărilor, în salonul unui hotel clădit în piatră, aflat undeva pe țărmurile reci ale Bretaniei. Într-o noapte superbă din timpul călătoriei pe care am făcut-o împreună în Franța, după o cină pe cinste cu stridii culese din golful pe care îl puteam vedea de la fereastra restaurantului. A fost o noapte de pomină, atât de emoționantă, încât un bătrân avocat din New York a izbucnit în lacrimi în momentul în care Campbell a învăluit micul nostru grup în vrajă fără seamăn a cuvintelor sale. Probabil că l-am auzit pe Joseph Campbell spunând povestea lui Parsifal de peste 25 de ori de-a lungul atâtor ani și tot aș mai avea foarte multe de învățat de la el, spune editorul său, Evans Lansing Smith. Iată așadar Joseph Campbell, istoria și legendele Sfântului Graal, o carte publicată în colecția Arhetip a editurii Herald. A fost alături de noi Andrei Găitănaru, psihoterapeut istoric al ideilor. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!